Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Sau dacă titlul te-a atras, cu siguranță aici ai un mesaj. O să încep cu un mesaj din partea îngerilor, să vedem ce vor îngerii ca tu să cunoști în acest moment. Care este mesajul pentru tine? Ți se spune că această cale pe care tu ai ales-o depinde de tine. Depinde de tine. Și de asemenea avem mesajul mulțumire. Deci mulțumirea este foarte importantă. Mulțumire față de tine. Mulțumire față de divinitate. Deci trebuie să apreciezi fiecare lucru mărunt. Este clar aici că în unele cazuri simți faptul că este nevoie să te apreciezi pe tine, să apreciezi ceea ce ai, pentru că astfel îți poți păstra drumul drept. Astfel poți să păstrezi partenerul dacă mulțumești universului, dacă îi arăți și lui că ești mulțumit. Poate cine știe, în alte cazuri este vorba despre muncă, despre bani. Să mai vedem acum și un mesaj din partea îngerilor. O să te rog acum să te gândești la o întrebare. Și se spune că tu ești pregătit. Să nu-ți pară rău. Să nu-ți pară rău. Da? Trebuie să comunici clar în legătură cu ceea ce tu vrei și nu trebuie să-ți pară rău de absolut nimic. Trebuie să mergi, să întrebi, să te convingi pentru a nu rămâne cu această îndoială pe care eu simt că tu o porți în acest moment în suflet. Tu ești pregătit. Ești pregătit și trebuie, în primul rând, să comunici clar, să spui exact ceea ce tu vrei pentru a rezolva această problemă. Da? Pentru că, uite, văd abundență. Abundență dintr-o nouă direcție sau e ceva legat de o nouă sursă de venit, o nouă persoană care din nou poate să apară în viața ta în acest moment. Hai să vedem și tarotul ce mesaje are să-ți transmită, pentru că simt eu că ele sunt importante. Bun, în momentul de față văd că ești o persoană care nu este deschisă în fața schimbărilor, poate chiar simți nevoia de odihnă. Mai văd aici că planul spiritual și planul material sunt supuse unor reguli. Deci e ca și cum ești o persoană care are niște tabieturi, știi foarte bine că te trezești, îți bei cafeaua, pleci, deci ai totul prestabilit. Pe de altă parte, văd un moment în care simți nevoia de odihnă, simți nevoia de liniște, de pace, simți nevoia să te relaxezi, să te simți bine. Poate este vorba despre o situație, uite, cu roata destinului, care nu ți-a plăcut, care nu îți place. O persoană rigidă, ceva ce s-a mișcat greu. Văd o persoană în jurul tău care este obosită sau care are probleme. Persoana asta este foarte apropiată de animale, de natură, e o persoană mai sensibilă. Poate tu ești asta și poate ai nevoie de puțină conectare cu mama pământ, ai puțină nevoie de conectare aici, asta e clar. Și roata asta destinului spune că, uite, lucrurile se pun în mișcare. Văd trei femei, trei persoane care au un rol foarte important în viața ta în acest moment. Trei femei cu vârste diferite. Văd o decizie importantă. Uite, e o decizie importantă pe care o ai de luat. Și mai văd aici niște bani pe care urmează să îi primești sau bani pe care îi ai de dat, știu eu, posibil și acest lucru, bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Mai văd o idee nouă care îți vine, un nou mod de a acționa. Primești un ajutor din partea unei persoane și acest aspect pe tine te bucură extraordinar de mult. Mm-hmm.
Pe de altă parte, văd o perioadă destul de aglomerată pentru tine, care urmează. Pentru că e ca și cum îți asumi un nou proiect, îți asumi ceva nou sau o nouă relație, poate. Da? Uite, o relație de iubire, o relație cu o persoană dragă ție. Hai să vedem ce este cu acest 10 de bute. Da? Este vorba despre un moment în care e ca și cum pleci așa entuziasmat la drum undeva anume și până la urmă dai de niște persoane mai reci, persoane mai detașate sau toată experiența asta pe tine te maturizează aici foarte mult. Dar, repet, este vorba și despre o relație în cele mai multe cazuri. Cele mai multe cazuri. Să mai vedem în continuare. Deci aici văd o persoană foarte stabilă din punct de vedere material, cineva care știe foarte bine ce își dorește. Poate este o persoană pe care tu personal te poți baza în acest moment. Și poți să te bazezi pe omul ăsta. Apoi văd că o stare de plictiseală, de oboseală aici. Poate este ceva ce nu îți convine privind o relație de iubire, o relație de prietenie. Pentru alții este ceva legat de o colaborare, poate. Și uite, văd aici o bucurie mare pe care o ai, un noroc pe care urmează să îl ai. Printr-o persoană tânără, energică, entuziasmată, este o persoană care lucrează cumva pe zona de mass media sau este o persoană care stă foarte mult online, îi place foarte mult să posteze. Ce mai văd este că în viitor, da, urmează o schimbare de destin pentru tine. Îți găsești o pasiune sau ceva se rezolvă extrem de rapid. Mai văd aici în viitor o legătură cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Și văd niște bani pe care urmează să-i primești sau bani pe care urmează să-i dai. Vor avea loc niște discuții aici destul de interesante, care țin de planul material. Da? Planul material va conta mult. Văd multă bucurie, strălucire, multă încredere în tine pe care tu o vei avea. Multe emoții, multe emoții, noi începuturi, foarte multă bucurie văd aici, foarte multă armonie. Și este adevărat, uite, urmează o zi aglomerată sau peste câteva zile, să spun, ai multe lucruri de făcut, lucrezi într-o echipă, într-un grup mai mic de oameni. De asemenea, te concentrezi foarte mult pe partea materială a lucrurilor. Poate să fie o zi aglomerată la muncă sau studiezi ceva, lucrezi la ceva din greu. Și avem 6 de spade, deci văd că în final urmează să faci un drum pentru a rezolva o situație sau de asemenea văd aici că urmează să îți vină cineva în casă. Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție și ca și cum tu doar stai și le observi, însă este o foarte mare apăsare pentru tine aici din punct de vedere mental. Dacă e să discutăm de dragoste, eu văd o persoană care poate să apară în viața ta. În primul rând poate să apară o persoană atunci când te aștepți mai puțin. Este o persoană care e foarte concentrată pe planul material, adică poate avea și o stabilitate financiară în acest moment, doar că omul ăsta e puțin cam imatur din punct de vedere emoțional. Mai văd șansă să cunoști pe cineva într-o perioadă aglomerată. Da? Sau să zic că mergi la un magazin să-ți cumperi ceva, ești entuziasmat de un produs, te duci spre el și când colo te întâlnești cu o persoană, o cunoști. O persoană care are aceleași gusturi ca și tine. Dacă e să discutăm de o relație, da? Însă încă ceva pentru cei singuri, uite, poate să apară cineva undeva la muncă, da? Sau la niște cursuri la care mergi tu sau la școală sau unde ești tu. Dacă ești o persoană aflată într-o relație, văd aici o întâlnire pasională, văd și niște activități practice, fizice pe care urmează să le faci cu partenerul tău. Dar văd aici totuși și niște noutăți care apar, fie activități noi, emoții noi, mai văd și o legătură cu o persoană
rece, detașată. Pentru unii aici poate să existe o perioadă puțin mai aglomerată în care nu prea o să aveți timp de dragoste, dar nu acum, mai durează puțin. Este ceva ce te va maturiza. Da? Și uite, deci simt că tu ești într-un moment în care îți schimbi viața, efectiv. Devii matură, devii asumat. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului pentru tine, ce trebuie tu să cunoști. Este o persoană, un inamic aici, da? Este o persoană care, pe de altă parte, vrea să te și apere, poate este o persoană căreia, uite, este teamă în legătură cu o sumă de bani, este teamă în legătură cu un proiect sau este teamă să-ți spună cât de mult te valorifică, cât de mult își dorește ceva stabil cu tine. Da? Păi aici o transformare, e ca și cum se transformă ura în iubire sau se transformă ceva important aici. De e cineva care vrea o schimbare foarte mare pentru sufletul său. Tu urmează aici să primești niște vești. Deci urmează să primești niște vești foarte bune. Wow! Uite, văd o flacără geamănă sau o persoană care seamănă mult cu tine, poate să fie și o persoană din familie. Și văd multă libertate, multă bucurie. Da? Și este cineva pe care îl știi din altă viață sau este vorba despre o persoană pe care o cunoști deja și abia acum se arată pasiunea între voi, abia acum aveți curajul să vă spuneți unul altuia ceva anume. Și văd clar că cineva va avea de ales între două proiecte, două persoane. Cineva începe să conștientizeze și e ceva ce ție îți va aduce bani sau îți va aduce o relație stabilă, o prietenie stabilă sau primești un cadou valoros. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, te invit să mă urmărești, să te abonezi, să apeși clopoțelul. Îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu drag, dacă vrei previziuni pe zodii, te invit pe celălalt canal de YouTube și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de culoarea norocoasă pentru fiecare zi, numărul norocos. De asemenea, tot acolo găsești citiri pentru viitor, o citire personalizată. Atunci când ai nevoie, mă găsești acolo cu o ghidare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.